Hei, salutare tuturor și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Dana Vlaci, sunt make-up artist. M-am gândit astăzi să vă arăt cum se realizează acest machiaj. Este un look inspirat din machiajul franțuzoaicelor, care pun foarte mult accent pe hidratarea tenului, pe curățarea tenului. Nu folosesc foarte multe produse de machiaj. Elementul surpriză și, bineînțeles, elementul de impact în toată cromatica și compoziția machiajului va fi, bineînțeles, folosirea unui ruj roșu. Urmăriți în continuare realizarea machiajului, sper să vă placă și nu uitați să dați like la videoclip și subscribe la canalul meu de YouTube pentru că voi mai posta și alte tutoriale de machiaj. Până data viitoare, v-am pupat, pa, pa! Voi începe cu demachierea tenului, voi folosi un lapte demachiant de la Avène. Este un lapte demachiant care îmi place foarte mult pentru că demachează destul de bine și lasă tenul în același timp foarte hidratat. Mă demachiez cu mișcări circulare și în principiu toate mișcările în etapa de demachiere ar trebui să fie ascendente. Iar pe zona din jurul ochilor, mișcările de demachiat ar trebui să fie circulare și în sensul creșterii firelor de păr din sprânceană. Încerc să nu apăs foarte tare pentru a nu irita tenul. Ok, după ce aplic acest lapte de machiant pentru curățare, pulverizez apă termală pe o cotonetă și îmi șterg ușor fața. Ok, tenul este curățat. Pentru hidratare voi folosi o cremă care este multi-beneficii. Știu că se folosește și pentru copii, și pentru adulți, și pentru nou-născuți. Este o cremă universală. Aceasta este. Eu o folosesc pentru hidratarea tenului. Este practic un lapte hidratant. Și am constatat că poate fi o bună bază de machiaj, această cremă, pentru că nu lasă tenul foarte încărcat. Ok, bun. Acum, tenul este curățat, este hidratat. Știu că de multe ori am primit întrebarea dacă folosim cremă, de ce ar mai trebui să folosim și primer. Ideea este următoarea. Cremele sunt produse dermatologice, produse cu care îngrijim tenul. Primerele nu sunt produse pentru îngrijirea pielii, primerele sunt produse de machiaj, care ajută ca și fondul de ten să adere mult mai bine pe suprafața tenului. Eu voi folosi un primer matifiant, este de la Paris Berlin, acesta este, și îl voi folosi doar pe zonele unde eu știu că porii mei sunt deschiși și că, în general, după mai multe ore în care port machiajul, tenul începe să se îngrașe. Practic este zona de aici a obrajilor, a pomenților și ușor de tot pe această zonă a frunții. Ok, acum tenul este pregătit, așa că voi începe cu aplicarea fondului de ten. Eu voi folosi un fond de ten de la L'Oréal. Este un fond de ten cu acoperire medie spre mare și este foarte rezistent. Îmi place foarte mult nuanța 140 pentru mine, acesta este fondul de ten. Îl voi aplica pe dosul palmei și îl voi distribui cu o pensulă de fond de ten. Pensula asta îmi place foarte mult. Nu este o pensulă de fond de ten foarte pretențioasă, este o pensulă de fond de ten care practic face parte dintr-un set de pensule pe care le-am cumpărat, de la BBT. O să pun linkul în descrierea videoului. Foarte mult îmi place cum aplică fondul de ten. Sunt de părere că uneori putem găsi produse fantastice la prețuri medii sau chiar mici și în locuri care ne pot surprinde. Da, îmi place foarte mult cum arată fondul ăsta de ten. Se aplică foarte ușor. Îl aplic și pe zona arcadei, iar pe zona de pleoapă șterg ușor pentru că nu vreau ca pleoapa să fie foarte încărcată cu produs. Voi folosi ulterior un alt produs de machiaj, un primer. Puteți aplica fondul de ten și cu mâna, cu degetele. Doar că mie îmi place să-l aplic ori cu pensulă, ori cu burețel, ori cu pensula, apoi să tapotez ușor cu un burețel, așa cum o să fac astăzi, pentru că mi se pare că rezistența fondului de ten este sporită, aplicându-l așa, și se aplică mai uniform. Bineînțeles că dacă nu am nici măcar 5 minute pentru machiaj și am o zi în care sunt super în grabă sau trebuie să plec neapărat undeva, aplic fondul de ten, evident, cu degetele, nu este absolut nicio problemă, doar că nu îmi rezistă la fel de mult ca atunci când îl aplic cu pensula sau cu burețelul. Îmi aloc timpul necesar pentru aplicarea fondului de ten, pentru că vreau ca tenul să nu fie foarte încărcat, dar în același timp să fie foarte curat, să nu existe urme de mici colorații pe piele. O să acopăr practic toate imperfecțiunile, dar încerc să nu fie într-un strat foarte gros. Practic îmi place ca fondul de ten să fie într-un strat subțire, pentru că în felul acesta mi se pare că și rezistă mai mult. Ok. Atenție la aplicarea fondului de ten pe zona nasului. Încercați să machiați foarte bine și comisurile nasului, astfel încât să nu rămână aici piele nemachiată. E destul de inestetic. Și în același timp încercați să nu aplicați prea mult fond de ten pe zona aceasta, pentru că este o zonă în care produsele de machiaj se strâng din cauza pliului care există aici. La fel este valabil și pentru zona cearcănelor, unde încep să existe linii fine odată cu trecerea timpului. Acolo la fel produsele de machiaj se strâng. Deci trebuie să existe pe acea zonă într-o cantitate destul de subțire, o cantitate mică. Voi șterge pensula de fond de ten puțin și pe zona maxilarului și a gâtului. Asta pentru a nu exista o discrepanță de culoare între față și gât. Cu un burețel curat, voi tapota ușor fondul de ten pe care l-am aplicat. Ok, Ok, am aplicat fondul de ten, acum voi trece la acoperirea cearcănelor. Voi folosi un anticearcăn de la Revlon. Este nuanța 30. Îmi place că are o acoperire destul de mare și că nu se strânge în liniile fine ale cearcănului. Atenție, se usucă destul de repede, așa că cel mai bine este să-l blânduiți cât încă nu este uscat, pentru că altfel devine destul de greu de blenduit. Cu mișcări de tapotare eu presez în fondul de ten pe care l-am aplicat anterior, astfel încât efectul să fie unul omogen și să nu existe demarcație între fondul de ten și anticearcăn. Voi șterge cu burețelul și zona pleoapelor. Bineînțeles, puteți aplica anticearcănul și cu degetele prin presare, dar din nou mi se pare că burețelul îmi uniformizează mult mai bine textura anticearcănului și creează un efect mult mai natural. Ok, am aplicat anticearcănul. Acum voi aplica foarte puțină pudră pe zona cearcănelor pentru a fixa anticearcănul. Folosesc pudra pulbere de la Make Up Forever. Îmi place mult. Ideea este că voi aplica pudră pe zonele unde eu consider că se îngrașă tenul meu cel mai ușor. Vreau să am un aspect natural, nu foarte mat, dar nici super, super glowy. Pentru că vreau să păstrez totul foarte, foarte natural. Bineînțeles, în afară de ruj. Ok, voi mai aplica foarte puțină pudră și pe zona de frunte, unde tenul meu în general se îngrașă destul de repede. Acum voi aplica un blush într-o nuanță de piersică. Este o nuanță destul de naturală. Vreau să pară că sunt îmbujorată natural, așa că îl voi aplica cumva aproape pe toată suprafața pometelui. Și de data aceasta blush-ul o să-mi țină loc și de contouring. Îmi definesc ușor pomeții cu ajutorul blush-ului. Machiajul tenului este gata, așa că voi trece la machiajul ochilor și al sprâncenelor. O să folosesc în primul rând o simplă perie pentru gene sprâncene, cu care o să-mi ordonez puțin firele de păr din sprânceană. Vreau un efect natural al sprâncenelor. Am să folosesc acest far de sprâncene, care este de la Melkior și care s-a spart din cutiuța lui. Nu mai știu ce număr este, dar arată cam așa. Și cu o pensulă tăiată oblic voi începe ușor definirea sprâncenelor. Practic trasez ca și cum ar fi niște fire în sprâncenele mele. Voi fixa apoi firele de păr din sprânceană cu un gel de la Benefit. Acesta este. Iar după ce se usucă, practic firele de păr din sprânceană nu se mai mișcă. Așa, aplic din nou gelul de la Benefit. Bineînțeles, puteți sări peste această etapă, mai ales dacă sprâncenele sunt natural bine definite și nu aveți prea multe goluri în sprânceană sau deloc. Ok, pentru machiajul ochilor o să încep cu aplicarea unui creion maro. Pentru că nu vreau să fie ceva strident, foarte elaborat la nivelul pleoapelor, având în vedere că o să termină machiajul cu un ruj roșu. Aplic creionul și cu o pensulă micuță o să încep ușor să blenduiesc creionul. Puteți să faceți asta și cu degetul. Vreau doar să creez acest efect de umbrire deasupra genelor, astfel încât ochiul un pic de tot să fie definit. Eu am folosit un creion mat, pentru că spre deosebire de fardurile sidefate sau de creioanele sidefate, fardurile mate creează o senzație de definire, de profunzime. Ok. Acum voi aplica un fard maro, un fard închis. O să folosesc această paletă, este de la ELF. Să știți că nuanțele sunt destul de pigmentate, fardurile sunt destul de pigmentate. Și aș putea să zic chiar foarte drăguțe. Numele paletei este The New Classics. Da, The New Classics. Eu am cumpărat-o de la DM. Cred că se găsește în mult mai multe locuri. Bun, eu o să folosesc nuanța Earth, care este un maro. Acesta este un fard mat. Și o să-l aplic foarte, foarte puțin în colțul pleoapei. Bun, cam așa. Acum cu o pensulă de blending, puțin mai mare decât cea pe care am folosit-o înainte. O să estompez foarte, foarte, foarte bine. Pentru că, așa cum am mai spus, vreau să arate exact ca o umbră. Mă ajut și de burețelul cu care am aplicat fondul de ten pentru a curăța zona. Cam așa. Bun, pe plapa inferioară am să aplic acest fard. Este un maro mai deschis. Bun. Acum voi aplica un primer. Puteți să-l aplicați înainte. Eu recunosc că am uitat. Este un primer de la MAC. Se numește Soft Ochre. Ok. Și îl voi aplica exact pe pleoapa mobilă. Pentru a fi sigură că fondul de ten care există acum pe pleoapă și anticearcănul nu se vor strânge în pliu și vor crea acel efect inestetic. Bun. Nu mă duc până în exterior ca să nu acopăr umbra de maro, de fard maro pe care am creat-o mai devreme. Arată cam așa. Cu siguranță, dacă aplicați acest primer, rezistența fardului de pleoape va fi sporită. Un crește pentru curbarea genelor. Este un crește pe care l-am cumpărat de la Sephora. Dacă vă este frică de așa ceva, nu-l folosiți, nu este obligatoriu. Mie îmi place că îmi curbează destul de evident genele. Adică eu zic că diferența este destul de mare între genele ondulate cu creștele și genele naturale. Da, este. Ok, așa. Acum voi rimela genele, voi folosi mascara de la Yoko, se numește Pump Your Lashes. Îmi place foarte mult pentru că are genul acesta de periuță și nu lipește absolut deloc genele, firele de gene între ele. Eu voi aplica un singur strat. Dar nu uitați, dacă sunteți fanele genelor foarte voluminoase și vreți să aplicați mascara în mai multe straturi, lăsați straturile de mascara să se usuce între aplicări. Nu aplicați mascara încă un strat peste un strat care nu s-a uscat. Ok. Voi aplica mascara și pe genele inferioare. Eu mă folosesc de capătul acesta al aplicatorului de mascara. Aveți grijă, dacă faceți asta, să nu vi-l băgați din greșeală în ochi. Ok. Bun, un ochi este deja gata machiat. Acum voi aplica mascara și pe gelele de la ochiul celălalt. Apoi vom trece la pasul final, care practic este punctul forte al machiajului, punctul de rezistență. Ok, bun. Machiajul ochilor este gata. Să nu uit, dacă cumva pătați pielea cu mascara, nu ștergeți imediat cu bețișor sau cu demachiant, lăsați mai bine să se usuce și apoi cu un simplu bețișor pentru gene sprâncene, cum este acesta, pur și simplu înlăturați produsul care s-a uscat. Voi începe machiajul buzelor. În primul rând, voi uniformiza culoarea buzelor cu puțin fond de ten. Este fondul de ten care mi-a rămas deja în burețel după ce l-am aplicat pe față. Și apoi voi veni pe deasupra cu un strat de pudră. În felul acesta voi spori rezistența rujului și voi evita ca acesta să migreze pe suprafața din jurul buzelor. Acum eu am să folosesc acest creion, este de la Bella Pierre, este un roșu clasic și voi contura fără să depășesc linia buzelor. Bun, acum că am definit conturul, voi aplica creion pe toată suprafața buzei pentru un efect mai intens al rujului și, bineînțeles, pentru o rezistență sporită a acestuia. Acum, după ce am definit buzele cu un creion de buze, voi trece la etapa rujului. Voi folosi acest ruj de la Yoko, este un roșu pur, de fapt este un roșu ușor corai. Mi-mi place foarte mult, este foarte rezistent. Și pur și simplu voi aplica rujul înăuntrul conturului. Acum deja în această etapă nu prea mai aveți ce să greșiți. Încercați când folosiți ruj roșu sau în general culori puternice de ruj să alocați puțin timp aceste etape pentru că conturul trebuie să fie perfect.